M-ai întrebat de colecția mea de parfumuri. Ei bine, iată ce am reușit să strâng până acum. Despre dimensiunea ei, n-aș ști exact ce să-ți spun. Bănuiesc că din punctul de vedere al unui om care nu e chiar pasionat de parfumuri, sunt multe, mult mai multe decât ai avea nevoie. Pe de altă parte, din perspectiva unui colecționar, nu cred că e mare lucru. Așa că n-am să îți mai povestesc despre număr și hai mai bine să-ți arăt parfumurile. Parfumul meu preferat din această colecție și cel mai surprinzător este Axe Gold Eau de Toilette. Asta a fost o glumă, da, am Axe Gold Eau de Toilette, l-am cumpărat când am fost în Grecia. Miroase a agar și vanilie neagră. Într-un mod foarte sintetic și, sincer să fiu, nu-mi place în mod deosebit, dar era Axe, a fost foarte ieftin și eram pur și simplu curios. Acum, trecând la lucruri mai serioase, ce să-ți arăt din colecție? O să încep total random, da, din față. L-am pe Sandalwood de la Zara, de fapt am cumpărat toată colecția Molecule atunci. Apa de parfum nu e rău deloc, multă lume totuși nu apreciază mirosul ăsta de lemn de santal, nici nu are o persistență extraordinară. De fapt, sincer să fiu, cred că ține bine, are vreo 5 ore parfum Zara, e ok. Cașmeran de la Zara. Nu e rău deloc, la fel, e un parfum Zara, nu e foarte scump, am cumpărat toată colecția la un moment dat. Din toate trei, cred că ăsta s-ar putea să fie cel mai interesant. Al treilea este Ambroxide. O să miroase interesant la mine în casă. Ambroxide ar trebui să miroase puternic ca Ambroxan, din acest motiv îmi place. Nu e extraordinar de persistent, dar e un parfum decent. Mai departe, acum serios s-ar putea ca ăsta să fie parfumul meu preferat. Vorbim de Fahrenheit. Cred că e primul parfum pe care mi l-am dorit cu adevărat, adică am mai avut parfumuri înaintea lui, dar Fahrenheit a fost ăla pe care chiar îl voiam. Nu știu, vreau să mi-l aducă Moș Crăciun, plumesc. Când l-am luat pe Fahrenheit nu mai credeam Moș Crăciun, dar ăsta este primul parfum pe care l-am iubit cu adevărat și care nu va părăsi niciodată colecția. Cei drept prefer varianta apă de toaletă, dar și apa de parfum e foarte bună. Parcă nu se pretează la fel de bine în perioada caldă, dar în perioada rece face minuni, e super persistent și merită. Maxim de la Avon. Pe ăsta l-am primit cadou și sincer nu miroase deloc rău. Miroase Invictus. Miroase suspect de mult a Invictus. Da, nu e la fel de persistent, pentru că e de la Avon. Un alt parfum de la Zara, Night Prom 3. Ți-am spus de mai multe ori până acum despre el. Ăsta chiar îmi place. E dulce, e un parfum drăguț de ieșiri seara și ca persistență face o treabă destul de bună. Ăsta e de avut în colecție. Sincer, nici nu e foarte scump, deci chiar merită să-l ai. Yves Saint Laurent nu e deloc. Dacă ai mai văzut videouri de ale mele, știi că îmi place destul de mult ăsta. Am o sticlă mică de 30 pe care am primit-o cadou de ziua mea, dar n-am apucat să o folosesc de mult pentru că nu e cel mai persistent parfum. Miroase senzațional atât cât miroase, din păcate atât cât miroase nu depășește niciodată la mine 3-4 ore. Pure Excess. Eu zic că e o combinație de Jägermeister cu vanilie, ceea ce nu e cea mai fericită combinație pentru mine. Pe de altă parte, parfumul ăsta, ori de câte ori l-am purtat, mi-a adus foarte multe complimente, așa că nu știu ce să zic. Dacă aș purta parfum doar ca să-mi aducă complimente, păsta aș opta. Pe de altă parte, eu port de multe ori parfum pentru că îmi face să mă simt bine și îmi place felul în care miroase. Și în contextul ăsta, Pure Excess nu e chiar cel mai bun parfum pentru mine. E dulce, e drăguț, dar... La Nuit de l'Homme Le Parfum. Ăsta e mai persistent. Are ceva din ADN originalului, dar a pierdut câteva note alea care îi dădeau efervescența și frumusețea lui La Nuit de l'Homme Eau de Toilette. Motiv pentru care nu-l folosesc foarte des. Din punct de vedere al persistenței și proiecției, stă mult mai bine. Dar fără să aibă parfumul la fel de plăcut, mirosul mă refer, nu știu ce să zic. Sauvage. Mai e nevoie să zic ceva?
Sauvage Sauvage, al doilea parfum al meu preferat pe care o să-l am întotdeauna în colecție. Persistență bună, proiecție bună, multora nu le place pentru că miroase cam prea chimic. De asemenea, multora nu le place pentru că proiecția și persistența s-ar putea să fie cam mult, adică chiar să fie deranjante pe anumite situații. Mie îmi place și din motivul că de-a lungul timpului mi-a adus foarte multe complimente și pentru că pur și simplu mă înțeleg foarte bine cu mirosul. Trussard di Uomo The Red. Pe ăsta l-am cumpărat vara trecută în Grecia, căutam cu totul altceva, dar trebuie să spun că mirosul ăsta de tonka, coniac și ce mai are prin el rezonează cu mine. E plăcut, nu e parfum pe care ți-l folosesc tot timpul, dar îmi place, e cumva diferit și se așează foarte bine pe piele. Nu știu, îl simt ca și cum merită să fie acolo. Pull&Bear Ice Green Extreme Edition este un parfum de care sunt extrem de încântat. Sunt extrem de încântat pentru că a fost maxim 80 de lei, miroase ca Jean Paul Gaultier Ultramal, doar că puțin mai sintetic și nu la fel de persistent. Totuși, pentru un parfum de la Pull&Bear face o treabă excelentă și miroase, din nou, pentru un parfum de la Pull&Bear, genial. Abercrombie & Fitch Authentic, fresh, curat, merge purtat în aproape orice situație, n-are cea mai bună persistență, dar e un parfum foarte ok pentru perioada caldă. Burberry London, sărbătorile într-o sticlă cu o persistență, să zicem, nu fantastică. Totuși nu miroase deloc rău, gândește la o combinație de scorțișoară și tutun și aș zice că undeva prin interior mai sunt și niște note discrete de cireș. Oricum miroase exact ca parfumul perfect de vreme rece. Dacă era și mai persistent, era mult mai bine. Și când veni vorba de asta, ăsta este mai persistent și de asemenea are scorțișoară și tutun plus mandarină. Da, One Million Privé e un parfum excelent de vreme rece. Este a doua mea sticlă de sărbători într-o sticlă și, doamne, miroase atât de bine. Cred că și ăsta o să rămână în colecția mea mult timp de acum înainte, mai ales că nici ca persistență nu stă deloc rău, iar din punct de vedere al complimentelor aduce multe, multe complimente. Hugo Boss Battle. Am vorbit de el într-un review anterior. Deja e cam învechit mirosul. Nu miroase rău, e plăcut, mi-a plăcut întotdeauna, dar în punctul ăsta nu mai iese cu nimic în evidență și nici persistența lui nu este wow. Hugo Boss Battle Tonic. Îmi place extraordinar de mult mirosul și tocmai din acest motiv este frustrant că persistența este foarte proastă, adică mai mult de 2-3 ore nu obții nici dacă îi faci slujbă. Nu, e imposibil cât de enervant e. De altă parte, ca miros, e parfumul excelent de vară. Dacă ar fi să am un parfum de vară, bine, eventual care să aibă și persistență, ăsta ar fi. Miroase tonic, cum sugerează și numele, și face o treabă foarte bună în cele 30 de minute cât îl simți persistent. Și acum că vorbim de unul de vară care să facă o treabă foarte bună, Aqua Amara, de la Bulgari. Mulțumesc, Andrei, că l-ai comandat și a ajuns la mine super tare, mersi. Nu se mai fabrică, așa că probabil că era ultima șansă să am sticla asta în colecție. Ce trebuie să știe e că miroase puțin amar de unde și denumirea, dar asta îi crește persistența. Și lucrurile care sunt dulci la un moment dat dispar, la fel și care sunt fresh, se îndulcesc și dispar de pe piele, asta fiind amar e cumva interesant. Are persistență bună. Pentru unii oameni am citit că miroase a piele bronzată. Unora nu le place mirosul, eu număr printre ei, mi se pare că e un parfum senzațional de vreme caldă asta și îmi pare bine că l-a. Și un alt parfum senzațional de vreme caldă, tot de la Bulgari, Bulgari Aqua, original. Ăsta e mult mai îndrăgit decât Aqua Amara, nu le ridică unora atât de multe întrebări, e un parfum excelent de vară. Ce mai avem noi? Calvin Klein One, unisex, fresh, clean. Din păcate, dacă ți-e o sticlă mai nouă, pe asta eu am de destul de mulți ani, persistența e undeva la o oră jumate, așa că sincer nu știu dacă merită. Și dacă tot îți iei un Calvin Klein One, îți recomand Shock, nu e unisex, este bărbătesc, este dulce, e un parfum oriental drăguț, un entry level de oriental,
persistența e ceva mai bună, deja vorbim de 2-3 ore, știu, nebunie. Oricum, mirosul e senzațional, ăsta merită încercat și asta pentru că toți ăștia 200 ml costă vreo 100 de lei. Așa, doar ca să știi. Salvatore Ferragamo, Homo Casual Life. Pe ăsta l-am achiziționat recent și sunt foarte, foarte încântat de el. O combinație de cafea cu ambroxan într-o variantă dulce fresh. E pentru vreme mai caldă și acoperă tot ce nu acoperă Homo ca miros, care e mai degrabă pentru vremea rece. Nu mai e gurmand ca Homo, dar e un miros plăcut, ușor de purtat. Unora s-ar putea să nu le placă pentru că această combinație de cafea cu ambroxan nu e pentru toată lumea, am observat, dar să știi că eu zic că merită, mai ales când varianta asta te stărvezi fără capacul ăsta, pe care am luat-o la Parfumo, dar 98-99 de lei. Și aici îl avem pe Ferragamo Uomo, parfumul ăla gurman care miroase a tiramisu, ciocolată, cafea, e perfect de vreme rece, e perfect de ieșiri seara și cred că și în club face o treabă bună, mai ales că miroase foarte diferit de toate celelalte. Nu mai pulverizez că s-ar putea să rămână aici intoxicat, toate mirosurile s-au amestecat, deci Ferragamo Uomo merită! Zara Vibrant Leather, multă lume mi l-a recomandat, mi-a spus că e cea mai bună clonă de Creed Aventus, cel puțin la banii ăștia și așa este. E o clonă foarte bună de Creed Aventus, e un pic mai luminos decât Aventus și decât Club de Nuit Intense Man și costă 100 de lei, 100 de mililitri. Și că vorbeam de clone de Aventus, Club de Nuit Intense Man de la Armaf. Parfumul ăsta face o treabă bună, e foarte persistent, îți aduce multe complimente, dar asta dacă treci peste deschiderea de vreo jumătate de oră când miroase a lămâie sintetică. Practic e ca și când te-ai dat cu o substanță de curățat și aștept să fie bine. Proiecție bună, persistență bună și un preț de 170 ceva de lei pentru toată sticla asta. Salvatore Ferragamo F Black, un parfum care mă frustrează pentru că nu e suficient de persistent pe cât mi-aș dori, dar mirosul e senzațional. Țin să precizez că nu-i persistent pe mine, sunt oameni care m-au spus că pe a ei ține foarte mult. Nu știu ce să zic, în cazul meu nu e ce trebuie. Dar mirosul pentru ieșire seara sau vreme mai rece e absolut senzațional. Se terminase puțin bateria la cameră și probabil că acum am schimbat un pic unghiul, dar să revenim. Jupom. A fost un blind buy, nu e parfumul meu preferat, nu-l folosesc foarte des, dar nu pot să-i contest persistența. Băi, parfumul ăsta ține o zi întreagă. Dacă mirosul era mai pe gustul meu, probabil că intra în topul preferințelor lejer. Un alt blind buy, Guess Seductive Homme Noir, în fine, ideea e că parfumul ăsta nu-mi prea place, adică nu vine cu nimic original, nu e nici foarte persistent, e, sincer, e plictisitor. Era inevitabil să întâmple și asta. Nautica Voyage. Păi, parfumul ăsta este impresionant prin faptul că m-a costat vreo 45-50 de lei și în contextul ăsta miroase genial. Miroase mult mai bine decât parfumuri considerabil mai scumpe. N-are calitate de nișă, evident că a fost 45 de lei, dar na, persistență 4 ore, super fresh, de vară, e o alegere bună, mai ales dacă îl găsești undeva la banii ăștia. Când se apropie de 100, zic că acolo e cam zona lui de preț, din punct de vedere al mirosului. Al doilea parfum de pe jos este Prada Luna Rosa Carbon. Parfumul ăsta miroase a sauvaj, doar că o face într-un mod care nu-i deranjează pe oamenii care au ceva cu ambroxanul și cu mirosul sintetic al lui sauvaj. E mai prietenos cu oamenii din jur, are o persistență un pic mai slabă și e mai puțin țipător decât sauvaj. Parcă nici nu are la fel de mult piper, dar altfel face o treabă excelentă. Practic ăsta e sauvajul pentru la birou. Ancre Noir Sport e parfumul de început pentru gama Ancre Noir de la Lalique. E mult vetive, dar e făcut un pic mai comercial cu nucșoară, bergamotă și lucruri de astea ca lavanda pe care le îndrăgești și care îl fac așa un pic mai accesibil. În continuare e un parfum destul de dark, așa că nu știu dacă e cea mai bună opțiune de blind buy. Versace Dylan Blue, un alt versatil din colecția mea, merge tot timpul, miroase cumva gel de duș, e un parfum foarte persistent, se pretează cam în orice situație și e un altul pe care probabil că o să-l am tot timpul în colecție. Versace Eros, nu știu dacă e nevoie să spun mare lucru despre el, e parfumul de club,
bumții. Merge și în diverse situații, cum ar fi în vreme mai răcoroasă. De fapt, cred că merge și în vreme caldă. Se întâmplă multe lucruri în el. Mentă, măr. În mod cert, nu miroase rău. Ce trebuie să știi despre el e că a fost reformulat și acum nu e la fel de persistent ca în forma originală și nici menta nu se mai simte la fel de puternic. Mont Blanc Individual, parfumul de birou cu o notă de zmeură. E fresh, e clean, are puțină zmeură, e cam ce te-ai obișnuit de la Mont Blanc. Un parfum care să fie versatil, care să nu supere și care să se descurce cel mai bine în mediul de birou, fără să aibă o persistență despre care să poți spune multe cuvinte de laudă. Boss Battled Infinite, ăsta e Boss Battled, care din punctul meu de vedere e cel mai departe de gama Boss Battled. E parcă ar fi făcut de Mont Blanc, dar cu o persistență un pic mai proastă. E diferit de gama asta. Nu insistă pe notele pe care celălalt insistă la fel de mult, nu e la fel de dulce. E un parfum casual despre care nu pot spune mare lucru. Mi-ar fi plăcut să fie mai persistent și atunci l-aș fi luat așa ca alegere când nu știu ce să folosesc altceva. Nu e rău, dar nu e persistent. Salvatore Ferragamo Aqua Esențiale Blue. Ăsta îmi place extraordinar de mult. E parfum de vreme caldă, cum ar sugera și numele. L-am luat anul trecut dintr-un duty free și cred că am dat pe el mai mult decât era cazul. Cert e că miroase foarte bine. M-a întrebat cineva dacă seamănă cu Bleu de Chanel. Nu, nu seamănă, e cu totul altceva, dar bine, și ca preț e de 5 ori mai ieftin. Deci... Hana Emory H&M Man. Nu știu ce să zic de parfumul ăsta. Uneori îmi place, alteori mi se pare prea floral să mă simt bine cu el. E o combinație de flori și ciocolată adresată bărbaților, dar pe care cred eu că pot purta liniștite și femei. Nu e rău, dar nu-l folosesc adesea. Ce e de spus în apărarea lui e faptul că e ieftin, adică vreo 98 de lei sticla asta, și că e foarte persistent. Și un alt parfum foarte persistent și cel care îmi place cel mai mult de la Mercedes, motiv pentru care îl și am în colecție, este Mercedes-Benz Club Black. E un parfum de iarnă, are vanilie, are tămâie, e dulce afumat, e foarte persistent, îți aduce complimente și lumea general pare să-l placă. Și dacă tot suntem automobiliști, să vorbim și de Ferrari Essence Musk, un parfum care nu prea miroase a musk. Miroase totuși a mentă, e luminos, e plăcut, e de vreme caldă. Nu e extraordinar de persistent, dar e de la Ferrari, deci nu cred că te așteptai la foarte mare lucru. În acest context, totuși, pentru un parfum Ferrari e foarte ok. Știu, murei de curiozitate să vezi ce e aici. Cuba original, ăsta e nu doar Cuba original, dar și Prestige Classic. Sincer, pe ăsta nu l-am folosit niciodată, l-am luat dintr-un magazin Elefant, pentru că era foarte ieftin. Pentru că m-a amuzat teribil sticla asta. Wow. Nu știu exact a ce miroase, parcă aduce puțin a cașmeran. Nu e rău, n-aș ști ce să spun despre el, decât că totul, în ceea ce privește design-ul, este extraordinar de chicios. Se arată ca trei trabucuri puse într-o cutie de trabucuri. Epic. Jean-Paul Gaultier Le Male, un alt parfum pe care cred că o să-l am întotdeauna în colecție, mentă, lămâie, vanilie, treburi interesante, combinate frumos, un parfum neobișnuit în ciuda faptului că are deja o vârstă foarte înaintată. Prima oară când l-am mirosit am avut impresia că miroase oarecum a mucenici din cauza faptului că are și scorțișoară în compoziție. Cert e că îmi place extrem de mult mirosul și aduce multe complimente. Sigur, nu la fel de multe complimente pe cum fratele lui Ultramal, care scorțișoare și pară și da, dacă îți dorești complimente, ăsta e parfum. Pe lângă asta este și extraordinar de persistent, 12-13 ore. Mi se pare că e parfumul de club ideal față de Versace Eros. Multă lume are Versace Eros, bine, deja multă lume are și din ăsta, dar parcă ăsta e mai bun. Lalique White, ți-am spus de multe ori despre el, știi că îmi place, piper, fresh, primăvară și uite știu ce sticlă serioasă. Din nou un parfum ieftin, 100-110 lei. Lalique Pur Homme, cu un cap de leu sculptat în sticlă și ăsta dacă ți-l cumperi ca tester te va costa sub 60 de lei.
Sigur, mirosul mă duce cumva cu gândul la un gentleman din anii 60-70, deci nu e neapărat foarte actual. Cu toate astea, cu ținuta potrivită, e un parfum foarte bun. Stronger With You de la Armani. La insistențele unor oameni a revenit în colecția mea. Nu voiam să-l iau în perioada asta neapărat, pentru că mi se pare mai degrabă un parfum de vreme caldă, de vreme rece. În perioada respectivă mi se pare că face treabă foarte bună, acum pe vreme caldă nu-l prea port. Ci drept, miroase bine și e foarte persistent. Cine nu-și dorește un parfum splendid? Ăsta e splendid de la Cartoon, l-am primit de la un prieten când a fost prin Dubai. Nu știu ce să zic despre el, da, e pentru bărbați, dar are extraordinar de multe flori în el, își schimbă foarte mult mirosul, e extraordinar de persistent, dar cred că o femeie s-ar descurca minunat să-l poarte. Miroase verde, miroase a flori, se întâmplă multe lucruri cu el. Nu știu dacă se găsește în magazinele de pe la noi și chiar dacă s-ar găsi, nu sunt sigur că l-aș recomanda. Nu-l port foarte des pentru că, sincer, nu înțeleg foarte bine mirosul ăsta. Cred că e un pic prea mult pentru nasul meu. Dior Homme Sport. Eu cred că voiam să cumpăr Homme, dar vânzătoarea din Duty Free mi-a zis că Homme Sport e mai fresh și mai plăcut. Mai plăcut n-aș zice, mai fresh într-adevăr este, numai că își pierde din caracterul Homme. Nici nu are o persistență la fel de nebună cum e Eau de Parfum de la Homme. Într-adevăr, e mai versatil, dar asta îl face să îndepărteze de ADN-ul original Homme. Așa că dacă ar fi să-l schimb acum, l-aș schimba cu un Homme simplu. Azzaro Solarissimo Marittimo. Ți-am mai spus de câteva ori despre el. Ăsta miroase a ocean, a vacanță, a iachturi, a lucruri din astea. Nu e foarte persistent, dar ca parfum de vară face o treabă minunată. Minunată. A fost un blind buy și un blind buy de care sunt fericit. Dacă era și mai persistent. Și fratele lui, Levanzo, ăsta e un parfum cumva mai neobișnuit, are în el fructul pasiunii, ceai, tonuri verzi, miroase chiar a iarbă la un moment dat. Garantat ăsta îți va aduce multe complimente, dar trebuie să fii în public imediat după ce îți dai cu el, pentru că nici la el persistența nu e fantastică. Alien Man. Multă lume l-a urât, încă îl urăște multă lume online. Mie, sincer, îmi place. E un parfum diferit, la fel îți aduce multe complimente. Miroase lucruri pe care uneori le-ai pune într-o ciorbă, dar parfumierul știa clar ce face și a făcut din toate mirosurile astea un mix purtabil. Și are și o persistență bună, asta e un lucru bun de spus. Le Beau, ăsta l-am cumpărat pentru că mi s-a părut că e o variantă mai potolită a lui Ultramal, pe care să îl poți purta și în alte situații. Din punctul ăsta de vedere, cred că face o treabă bună. Miroase puternic a cocos, numai că nu e la fel de persistent, adică 4-5 ore, hai 6 dacă ai noroc, dar nu mai mult. Totuși, dacă îți plac parfumurile cu cocos, ăsta e o opțiune bună. Un alt parfum cu cocos este Cool Water Intense, care în ciuda denumirii nu seamănă cu originalul Cool Water. Miroase a cocos, a mandarină, destul de sintetic el, ca persistență stă destul de bine, ci drept, și se pretează în destul de multe situații. Totuși, nu te aștepta la foarte mult de la el, adică nu are foarte multe lucruri de spus, e doar un miros plăcut. Lalica în crănoar, deja cred că e clar pentru toată lumea că îmi place, zic că e parfumul lui Batman, când îl port mă simt ca un supererou, totuși e destul de limitat în locurile în care poate fi purtat și în context și ca ținută, dar are o persistență nebună, e foarte dark și sincer cred că merită să-l încerci la un moment dat, dar nu ca blind buy. Avon Mesmerize Black, și pe ăsta l-am primit cadou. Mă, nu e rău, dar na, Avon și n-are persistență. Așa ca miros e chiar interesant. Calvin Klein Contradiction for Men merită în special pentru sticlă. Mirosul mi se pare un miros de barbershop clasic cu o persistență așa și așa. Mai am aici niște mostre de la Zara, Night Purom 2 Sport, ăsta îmi place, e drăguț. Chiar ok ca persistență fiind un parfum de la Zara.
Man Blue Spirit nu e chiar pe sufletul meu, e ok, e fresh, e bun pentru perioada asta caldă, o să-l mai port, dar nu e principala mea alegere. Apoi Summer Collection de la Zara, i-am rupt un pic capacul aici. Ce să zic, miroase ca și cum ți-ai dat cu un castron de fructe tăiate proaspăt pe piele. E o explozie de prospețime. Dacă era și un pic mai persistent, era mai bine, dar chiar și așa miroase foarte, foarte ok. Nu e cel mai creativ parfum, dar e o opțiune bună pentru perioada asta caldă. Zara 8, iar e o opțiune interesantă. Îmi place că are trecute inclusiv notele pe el și ce m-a atras la el era faptul că are pepene și de data asta se simte foarte bine pepenele. Nu ca la Ferrari, care are pepene verde și nu se simte bine. Aici e pepene galben, doamne, ce am divagat. Note acvatice, mosc, lem de cedru și mentă. Cel mai mult se sesizez aici menta și pepenele galben. Și ca parfum de vară mi se pare ok și cu o persistență mai mult decât decentă. Aici am un parfum vechi de la Infinite Love și zic vechi pentru că între timp și-au schimbat sticlele. Cred că este Aqua di Gio, nu sunt sigur, voiam să văd dacă se aseamănă cu originalul. Se aseamănă, doar că are o persistență mult, 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 mult mai bună. Aici ultimul occidental, Mont Blanc Legend, un parfum foarte ușor de îndrăgit, că de asta ce am, mi-a plăcut mult. Nu e extraordinar de persistent, dar se pretează în foarte multe situații. De birou e fantastic, e ok și așa să-l porți prin casă. Acum de când stăm în casă, uneori mai dau cu el că nu e foarte gălăgios și pot să-l port fără să mă deranjeze prea mult. Și am păstrat pentru final minunățile astea pe care nu sunt sigur că le găsești aici, pentru că le-am primit la un prieten când a fost în vizită din Dubai. Ăsta e cât se poate de oriental, se numește Amiral Wood și miroase predominant agar, adică nu te surprinde treaba asta, e al Wood. Nu e rău deloc parfumul, dar nu e genul de parfum pe care să îl folosești așa de zi cu zi. Gândește la o combinație de agar cu flori. E puțin mai complicat de înțeles și dacă ar fi parfumul care și dacă ar fi parfumul cu care să-ți începi călătoria în lumea orientalor, cred că te-ar convinge să nu-ți mai iei. Altfel e un parfum bun, dar na, trebuie să ai răbdare cu el. Și ultimul, care cred că e făcut un băiat din Dubai, că nu mă prind, ar trebui să miroasă ca Sospiro Accento și se numește Sydney Tower Happy New Year from Hamed Bakri. Așa arată sticla și miroase foarte interesant și mentolat. Nu e în linia cunoscută a parfumurilor orientale, dar e în linia cunoscută de producătorii de gumă Orbit. Îmi place mirosul ăsta, e foarte reconfortant așa și îți dă energie, dar nu cred că aș abuza cu el. Și acum cam asta a fost colecția mea de parfumuri. Sper că nu te-am plictisit, că am încercat să vorbesc cât mai puțin. Sper să-ți fi plăcut. Dacă din vreunul din parfumurile astea îți dorești în mod deosebit să intrăm în detaliu cu vreo recenzie, spune-mi într-un comentariu. De asemenea, spune-mi ce crezi că ar trebui să mai adaug. Și știu, Chanel, ar trebui să mai adaug Chanel. Except în Chanel, ce ar trebui să mai adaug în această colecție? Din nou, îți mulțumesc că ai fost alături de mine și în acest video. Sper că ți-a plăcut și ne vedem în următorul.